Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Obiectul declarației politice este: adoptarea moțiunii de cenzură a opoziției va genera blocaje și pierderi pentru fiecare român. Stimate colege, stimate colegi, textul moțiunii de cenzură, citit în fața unei săli goale, este foarte slab, conține multe minciuni, date economice eronate și nu oferă niciun argument consistent pentru susținerea acuzațiilor. Avem de a face cu cel mai slab și rușinos document din câte au fost depuse în Parlamentul României. Nici măcar cei din opoziție nu au avut răbdare să-l asculte sau să-l citească. Este un text plin de acuzații politice, total lipsit de responsabilitate față de cetățeni. În sală au fost prezenți 128 de parlamentari din 465, abia dacă au reușit să întrunească cvorumul. Este o nouă dovadă că semnăturile pe moțiune nu înseamnă voturi. Toate moțiunile depuse împotriva acestui guvern au obținut mai puține voturi decât semnături. Ludovic Orban dă doar 80% ca moțiunea să treacă. Asta înseamnă că până și PNL admite că 20%, adică 1 din 5 semnatari ai moțiunii, s-ar putea să nu voteze căderea guvernării. UDMR se teme că mai mulți semnatari ai moțiunii vor pleca din țară ca să nu voteze moțiunea. Austeritatea este alternativa opoziției. Toate măsurile de guvernare anunțate de PNL și USR ca alternativă la actuala guvernare anunță tăieri și amenințări pentru largi categorii profesionale. Premierul pregătit de Iohannis pentru opoziție anunță concedieri masive, oprirea majorărilor de pensii și creșterea semnificativă a impozitelor pe salarii, inclusiv în mediul privat și inclusiv în IT. Unul dintre ei bugetari va rămâne pe drumuri. Florin Câțu, pregătit de PNL pentru Ministerul Finanțelor, anunță desfințarea tichetelor de vacanță, a sporurilor și primelor, precum și impozitarea suplimentară a bugetarilor. Andrei Caramitru de la USR amenință și el cu disponibilizări masive în sectorul public și cu dosare DNA făcute pentru bugetari. Opoziția nu va intra la guvernare pentru că nu știe să administreze România, nu au nici viziune, nici voință, nici program, nici premier. Singurul obiectiv real al opoziției este crearea de blocaje și crize, de fapt cum o face și președintele României. Nimic nu justifică schimbarea guvernului în pragul alegerilor, cu câteva zile înainte de începerea campaniei electorale, cu o lună înainte de semnării unui nou președinte. Singura justificare este cea electorală. Textul moțiunii este plin de minciuni în care nu cred nici cei care l-au redactat. Nici nu cred că va trece moțiunea. PNL este campionul moțiunilor picate. Toate moțiunile PNL au primit mai puține voturi decât numărul celor care l-au semnat. Ei cu semnăturile, noi cu voturile. PSD nu se teme de moțiune. Sperăm ca prin eșecul acestei moțiuni să dispară blocajul impus de președintele României. Vă mulțumesc, deputat Elvira Șarapatin, de Gorj.